Ziua, dragilor. Este evident că viitorul ne va fi influențat de roboți și iată, medicina deja este transformată de chirurgia robotică. Îl am alături de mine pe domnul profesor universitar dr. Irinel Popescu, primul chirurg care a operat cu un robot Da Vinci în România, dar și coordonatorul echipei de medici cu vastă experiență ce va efectua primele operații de chirurgie robotică din Spitalul Clinic Sanador. Domnule profesor, vă mulțumesc tare mult că v-ați rupt din timpul dumneavoastră și că sunteți alături de noi. Mai întâi de toate, spuneți-mi cum se numește minunăția din spatele dumneavoastră și care sunt principalele beneficii ale chirurgiei robotice. Minunăția se numește robot Da Vinci. Este un nume care s-a impus și care are deja o istorie de 20 de ani. Nu știu dacă e mult sau puțin, sigur că la o scară istorică e foarte puțin, dar totuși 20 de ani de când se practică acest gen de chirurgie înseamnă deja mult. Chirurgia robotică deci a început aproximativ în anul 2000, în România a fost introdusă la nivel de program constant de chirurgie robotică în clinica Fundeni în anul 2008. S-au făcut peste 1000 de intervenții robotice în această clinică. Ulterior, inițiativa în introducerea roboților a trecut în sectorul privat și, iată, în Spitalul Sanador, constituie un pas înainte în dezvoltarea chirurgiei. Sigur, de la bun început s-a pus problema costurilor. Chirurgia robotică e ceva mai scumpă decât chirurgia laparoscopică și chirurgia deschisă și întrebarea noastră care sunt avantajele este foarte justificată. Dacă îmi permiteți o comparație, spune că vorbim aici de o călătorie într-o mașină de lux față de o călătorie într-o mașină obișnuită. Cumva principiile de bază sunt aceleași, totuși diferența de clasă se vede la fel ca și în exemplu pe care am încercat să vi-l dau. Și această diferență se vede atât din punct de vedere al chirurgului, cât și din punct de vedere al pacientului. Ne spune că e neglijabil să ne gândim și la chirurg, pentru că viața chirurgicală e foarte stresantă și uzura fizică, în primul rând, face parte din avatarurile acestei meserii. Un chirurg care operează cu robotul are avantajul că se vorbesc de chirurgul de consolă, chirurgul principal, stă așezat pe un scaun și ore întregi, evident că beneficiază de o ergonomie superioară cele pe care le aveau atunci când stă în picioare. În același timp, deoarece robotul aduce cu sine o vedere tridimensională în care ochiul este mult mai odihnit la sfârșitul orelor de intervenție și în care, sigur, și vizibilitatea este superioară, în termen lung și asupra ochilor s-a constatat că sunt efecte pozitive. În ce privește pacientul? Aici lucrurile la început păreau mai greu perceptibile, ele au început să fie codificate din ce în ce mai mult pe parcursul celor 20 de ani în care s-a acumulat experiență și de la o singură operație considerată inițial standard de aur pe cale robotică și anume prostatectomia radicală pentru cancer de prostată, s-a ajuns să se accepte că sunt mai multe operații la care rezultatele robotului sunt superioare tuturor celorlalte tipuri de intervenție și mă refer la intervențiile pe care deschise evident, dar și la intervențiile pe cale laparoscopică. De altfel, multă vreme a fost o anumită competiție între laparoscopie și robotică, deoarece chirurgii cu experiență în laparoscopie spuneau că pot face exact același lucru și cu aceleași rezultate, evident, în condiții mult mai ieftine, adică la un preț mai scăzut. Mai întâi că de-a lungul timpului nici diferențele de preț nu mai sunt atât de mari, al doilea că s-a dovedit totuși că avantajele de care v-am vorbit ale chirurgiei robotice justifică rezultatele ceva mai bune și aceste rezultate se traduc mai ales în calitatea vieții după operație, după anumite tipuri de operație. Deci la prostatectomia radicală s-au adăugat nefrectomiile parțiale, chiar și unele tipuri de nefrectomie totală, intervențiile din sfera urologică.
În chirurgia generală, aplicațiile pleacă de la două din avantajele majore ale robotului și anume, primul dintre ele este accesul brațelor robotice și instrumentelor robotice în spații foarte înguste, unde versatilitatea vârfului instrumentelor, care se poate roti cu 540 de grade și care are 7 grade de libertate, deci o imensă versatilitate față de cele 2 grade de libertate, nu, și de, față de cea laparoscopică, da. Unde instrumentele au numai 2 grade de libertate, e bine, acest lucru permite efectuarea unor gesturi de mare finețe. Și în al doilea rând, aceste geste de mare finețe survin în condițiile unei vizibilități crescute. Pentru că, așa cum spuneam, în chirurgia robotică vorbim de o vedere tridimensională și de o mare acuratețe a acesteia. Deci, vorbindu-ne întorcându-ne la chirurgia generală, acest lucru este valabil pentru pelvisul profund, mai ales deci pentru cancerele sau leziunile rectului mijlociu și inferior, în special atunci când vrem să păstrăm sfincterul anal. Și aici, pe lângă accesul instrumentelor și versatilitatea lor, vizualizarea perfectă, mai ales a nervilor, este ajutată intraoperator de diferite metode, în primul rând de vizualizarea cu ajutorul substanței care se numește verde indocianin a traiectelor nervoase. Așa încât, la sfârșit, pacientul poate avea maximum de beneficiu funcțional. Deci, în condițiile în care atât chirurgul cât, în primul rând, pacientul beneficiază de astfel de avantaje, chirurgia robotică s-a impus și cea mai bună dovadă a faptului că s-a impus, în ciuda adversităților de la început și a unor oponenți care, de fapt, nu înțelegeau progresul în medicină și mersul normal al evenimentelor. Deci se reflectă, în primul rând, în numărul de sisteme robotice, care crește de la an la an în Statele Unite și în Europa de Vest. De altfel, e unul din criteriile de clasificare a spitalelor. De spitale în care se efectuează chirurgie robotică sunt anumite trate față de celelalte și, în realitate, chirurgia robotică este oferită unor anumite categorii de pacienți cu anumite tipuri de intervenții ca o treaptă superioară, nu întotdeauna ca una obligatorie, dar pentru cei care și-o permit, aceste avantaje funcționale de care vorbeam sunt pe deplin justificate. Deci spitalele care vor să fie sau care sunt încadrate în practic cea mai înaltă categorie din clasificarea actuală a spitalelor, trebuie să aibă și această opțiune pe care unii pacienți o acceptă, alții renunță la ea din diverse motive, dar această opțiune trebuie să existe în serviciile și în spitalele de vârf din ziua de astăzi. Acest robot, care este robotul XI, XI în engleză, este ultima generație de roboți, un robot cu 4 brațe, cu performanțe superioare celorlalte generații, și care se găsește și aici și în orice sală de chirurgie din lume. Dacă apelați la acest tip de chirurgie, este recuperarea mai ușoară și mai rapidă pentru un pacient? Recuperarea imediată poate fi considerată similară chirurgiei laparoscopice. Deși uneori, în anumite tipuri de intervenții speciale, faptul că intervenția a decurs cu mai multă acuratețe, cu mai mică pierdere de sânge, cu mai mare precizie a gesturilor, cu mai mare precizie a reconstrucției unor segmente din interiorul organismului, sigur că asta se poate traduce într-o recuperare mai ușoară. Dar avantajele robotice se văd mai ales pe termen mediu și lung, așa cum spuneam, în acea calitate a vieții superioare. Din echipa chirurgicală, cei care fac efectiv operația, câte persoane fac parte? Există un chirurg de consolă, acela care operează și care, iarăși fac o paranteză, se știe că robotul Da Vinci e în realitate un telemanipulator. Deci nu este un robot propriu, pentru că nu el operează. Da. Operează chirurgul, el reușește doar să îmbunătățească performanța chirurgului și e foarte, deja foarte bine cunoscut faptul că robotul reușește să elimine tremurul fiziologic al mâinii pe care orice chirurg îl are datorită și mecanicii și electronicii și informaticii inclus în sistemele robotice, acestea reușesc să elimine acest tremur. Deci chirurgul de consolă este chirurgul principal, cel de care vă spuneam că este așezat pe scaun și privește în câmpul operator și are în față un câmp operator în vedere tridimensională.
La masă, în afara lui, este ajutorul principal. Acesta este un rol foarte important, pentru că odată că e mai aproape de bolnav decât chirurgul, în mod normal, într-o sală de operație actuală de chirurgie robotică, chirurgul de consolă stă la câțiva metri de pacient. Dar dacă ne aducem aminte de faimoasa operație Lindbergh, făcută de Jack Maresco de la New York, chirurgul de consolă era la, nu știu, 10.000 de kilometri pe cablu transoceanic măsurați, deci la New York față de Strasburg, separa o distanță imensă și chirurgul de la masă, ajutorul principal, cu atât mai mult avea un rol extrem de important. De altfel, succesiunea la un moment dat, chirurgul de la masă este cel care ia locul chirurgului de consolă și astfel se face transmisia de la o generație la alta. De multe ori la masă sunt doi chirurgi, unul care este un ucenic și care învață, dar asta este suplimentar. În mod normal, așa cum spuneam, personajele importante în această piesă sunt chirurgul de consolă, chirurgul ajutor de la masă și asistenta de sală, care trebuie să cunoască foarte bine instrumentarul și procesul de docare și andocare. Care sunt patologiile la care se poate interveni? Da, deci cele două spații foarte potrivite pentru chirurgie robotică sunt pelvisul profund, așa cum spuneam, și juncțiunea esogastrică. În pelvis, operațiile vorbesc de chirurgie generală, sunt mai ales cele care se adresează cancerului de rect mijlociu și inferior, dar și operațiile în sfera genitală, de robotică este foarte performant în operația radicală pentru cancerul de col uterin, așa numită operație Bethlehem, atât histerectomia cât și limfadenectomia, evidarea limfoganglionară, se efectuează cu siguranță mai bine pe care robotică. În ce privește juncțiunea esogastrică, aici avem hemia hiatală și refluxul gastroesofagian, precum și acalazia, deci, sau cardiosfast, se mai numește, genul de patologie în care alimentele nu pot depăși o stenoză la nivelul cardiei generată de acel spasm și unde, prin chirurgie, trebuie să secționăm fibrele musculare de la nivelul respectiv. În plus, robotul este foarte potrivit și în chirurgia gastrică, se fac frecvent operații radicale pentru cancer gastric, se fac gastrectomii parțiale. Robotul este potrivit și în chirurgia pancreatică și noi la Funden avem o anume experiență în acest gen de chirurgie. E o chirurgie dificilă fără doar și poate, dar constatarea că în chirurgie robotică și disecția și foarte mult reconstrucția atunci când e nevoie de reconstrucție în chirurgia pancreatică se fac mai ușor cu robotul, au dus la concluzia că e una din indicațiile destul de potrivite. La nivel internațional și chirurgia hepatică s-a dezvoltat, adică și indicațiile în chirurgia hepatică, hepatectomii minore sau majore, pentru echipe foarte antrenate și care și-au făcut un obiect special din specializarea în acest tip de chirurgie. Aș spune că, dacă vorbim de chirurgia hepatică, acolo e vorba de echipe care fac aproape exclusiv și în chirurgie deschisă și în chirurgie robotică, doar chirurgie de ficat. Deci, până la urmă, sigur, putem extinde la chirurgia suprarenală și așa mai departe. Sunt multe indicații pe care poate avea chirurgia robotică. Unele capătă, până la urmă, aspectul ăsta de nișă în care anumite echipe își iau ca obiect de preocupare patologia respectivă și o ridică, dacă vedeți, la rangul de artă, adică da, acumulează o experiență atât de mare încât totul se face mai ușor și cu rezultate mai bune pe calea robotică. Cum vedeți viitorul chirurgiei robotice? Ce credeți că s-ar mai putea îmbunătăți și unde se poate ajunge? După cum s-a dovedit în acești 20 de ani, robotica este aici ca să rămână, cum se spune traducând din limba engleză, în ciuda numeroaselor adversități și obstacole, iar dezvoltarea în viitor probabil că va fi cumva convergentă cu acea laparoscopiei, așa încât să se ajungă la un moment dat ca din laparoscopie și robotică să rezultă un singur fel de chirurgie mini-invazivă pe care echipele viitorului să-l practice.
Bun, sigur în viitor lucrurile se anunță chiar ușor descurajante pentru chirurgi. Eu am spus într-o adresă prezidențială la Societatea Europeană de Chirurgie, citând un articol din literatură, că la nivelul anului 2053 performanțele roboților vor depăși performanțele omului în chirurgie. Vorbim de alt gen de roboți, de roboți care vor efectua ei înșiși operația, deci nu de telemanipulare, ci de pur și simplu robotică în sine. Și odată cu progresele imagistice care va reuși să localizeze perfect leziunea și să ofere datele în pixel și în informație digitală robotului, acesta va ajunge și va executa gesturile de exereză a leziunii cu o precizie mai mare decât mâna umană. Iar dacă ținem cont de predicția de care vă spun, vorbeam, anul 2053 nu e atât de departe, deci până la urmă, încet, încet există tendința ca aceste performanțe ale robotului, eliminarea tremurului mâinii umane, multe lucruri făcute mai precis, mai cuantificat, mai exact, să înlocuiască cel puțin parțial la început și poate în viitor chiar complet tremurul omului.